Prin vămile din vestul țării trec mai ales mame însoțite de copii, dar și adolescente. Sunt categoriile cele mai vulnerabile privind traficul de persoane. Femeile ucrainiene sunt și mai expuse pentru că au fugit din calea războiului doar cu strictul necesar. Există mai multe metode prin care traficanții încerc să te ademenească, încerc să te mumească cu diverse cadouri, cu diverse, să zic, sume de bani, astfel încât să te fidelizeze și, într-un fel, să devii dependentă de el, de traficant. Dar oghiludia din Papadar. Au auzit că sunt care dispar și că pot să fie cazuri din acestea. Sunt persoane care prin internet își găsesc soluția de a pleca, de a face ceva, după care 2-3 zile nu mai au internet, legătura se rupe și nu se mai află de acele persoane. Polițiștii au împărțit cliente, dar și numere de telefon care pot fi apelate în caz de urgență. Am conceput pliantele cu măsurile preventive în limba ucraineană ca să puteți avea acces direct la ele. Am discutat cu femeile din Ucraina despre cum se pot proteja împotriva pericolului traficului de persoane și cui pot cere ajutor în situația în care s-ar afla într-o situație de vulnerabilitate. Vine chiar din Kiev, din epicentrul conflictului, vine împreună cu 3 copilași, iar cel mai micuț are doar un anișor. Inima lor este în suferință după rudele rămase în Ucraina. Refugiații au primit broșuri și pentru copii în care sunt explicate, pe înțelesul celor mici, realitățile războiului. Sunt niște povești terapeutice care le folosim și pentru cei care rămân în România sau care sunt în tranzit și care se numesc și Eroii Plâng. E și o carte de colorat și o poveste. Acțiunile de prevenție împotriva traficului de carne vie vor continua atât în vamă cât și în centrele din vestul țării care adăpostesc refugiați ucrainieni.